sunt de asemenea încântat că alături de noi au venit colegi de la universitate. Asta înseamnă că cine este realmente interesat de astfel de evenimente e întotdeauna acolo unde trebuie. Vorbitorii de astăzi sunt pe măsura forței de muncă și pe măsura personalității profesorului Caraman. Sunt onorat și încântat să-l avem alături de noi pe domnul academician Ion Pașciu Botaru, spunem tot numele de cod, domnule profesor, pentru că domnia sa a fost legatarul operei Învățatului Petru Caraman și trebuie să arătăm cu toată tăria că domnul profesor s-a achitat admirabil de sarcină, transformând manuscrisele în lucrări publicate. Prin urmare, din punctul meu de vedere, domnia sa este cel mai în măsură să ne vorbească astăzi, alături de colega mea, de doamna Ioana Repciuc, cercetător la Institutul Filipide al Academiei Române, despre personalitatea, din păcate, spun eu, prea lesne trecută cu vederea a profesorului Petru Caraman. Ca să putem să avem un întreg, colegele noastre de la departamentele de înghețare, doamna doctor Anca Hațapuc și de la colecții speciale, doamna Lăcrimara Chihaia, împreună cu alți colegi din bibliotecă, au reușit într-un timp foarte scurt și sub dialog intens cu domnul profesor, să dezvolte o expoziție care îmbină două coordonate ale activității și vieții lui Petru Caraman. Pe de o parte, o secvență de documentaristică. E frumos să vezi că tezele de doctorat înainte se primeau pe merit, cu diplome pe măsură la universități în străinătate. Pe lângă această secvență documentaristică, după cum invitații noștri vor sublinia, avem piese din profesorului Caraman, atât piese în manuscris, cât și piese tipărite, astfel încât să putem vedea tranziția de la gândul așternut în pagină la pagina publicată. M-ați invitat și prieteni ai profesorului Caraman și cititori ai operei profesorului Caraman. Mă bucur să fiu aici cu dumneavoastră. Mulțumesc pentru invitație, domnule director. Și mulțumesc doamnelor care au oferit această frumoasă expoziție. Cred că lucrurile pe care le voi spune vor fi cu siguranță subliniate sau sunt deja cunoscute unele dintre ele de către dumneavoastră. În primul rând pentru că știți cât de atot cuprinzătoare este personalitatea științifică a profesorului Caraman. Da, pentru că tema mea pe care mi-am propus să o schițez în fața dumneavoastră astăzi este modul în care a fost receptată opera profesorului Caraman la nivel internațional. Aș spune că profesorul Caraman se distinge în peisajul etnologiei nu numai românești, ci aș spune internaționale, prin faptul că a avut această calitate care mi se pare esențială pentru etnologie, și anume faptul că era poliglot. Era un vorbitor nu numai al limbilor de circulație internațională, franceza, engleza, germana, ci al limbilor vecinilor noștri. Pentru domeniul culturii tradiționale, un domeniu care nu are granițe, pentru că e vorba despre crearea de-a lungul unei istorii lungi, a unor fapte de cultură. Aceste fapte de cultură se creează în relație cu vecinii, înainte de crearea granițelor administrative. Fie că aceste relații sunt relații culturale, sociale, de comerț sau chiar de conflict. Dar aceste relații duc la configurarea, la creionarea lentă a culturii tradiționale. Și de aceea mi se pare absolut esențială cunoașterea limbilor popoarelor din jurul nostru. Și mărturisesc aici că puțin suntem din generația noastră de etnologi cunoscători de limbă poloneză, de limbă maghiară, de limbă bulgară, de limbă ucraineană. Dar, evident, profesorul Petru Caraman a avut această calitate formidabilă. Și, de asemenea, mi se pare că, dincolo de domeniul etnologiei, e un fapt esențial de a avea în cultura ta, în mediul tău academic, specialiști în culturile vecinilor tăi. În modul cel mai general cu putință. Specialiști în legislația culturilor vecine, în literatura culturilor vecine și așa mai departe. Datorită monografiei profesorului Ion Cașciu Botaru,
Am înțeles cât de profundă a fost această nevoie a profesorului Caraman de a se specializa în culturile tradiționale din sud-estul european. Această nevoie a resimțit-o atunci când era doctorant strălucit la Universitatea din Cernăuți, în 1925, și când dintr-o dată, deși tocmai aproape își finalizase teza despre baza folclorică a operului Ion Creangă, decide să lase totul acolo și să pornească la drum spre alte meleaguri universitare. Și alege, într-un anumit context, evident, Polonia. În 1925 este deja înmatriculat la o bursă a statului polonez și ajunge foarte repede numai să cunoască limba poloneză, dar și cultura în general, cultura tradițională și cultura librescă, datorită studiilor de specializare la marile universități poloneze, la Varsovia, la Cracovia, la Lwów. Evident, faptul care l-a consacrat pentru totdeauna și l-a lăsat, cred, ca o valoare inestimabilă a culturii tradiționale și a etnologiei poloneze, este teza lui de doctorat, pe care a creionat-o, a realizat-o în perioada 1925-1928, și pe care o susține public în 1928 la Universitatea Jagiellonă din Cracovia. Avem această lucrare, care mi se pare o realitate bibliografică deja, în limba poloneză, evident, care a fost, deși teza a fost susținută în 1928, abia în 1933 este publicată cu eforturi de Academia, de editura Academiei de Științe Poloneze. Teza, datele acolindatului la slav și la români, studiul comparat, este, într-adevăr, o operă monumentală a ceea ce înseamnă comparatismul angrenat în sursele bibliografice cele mai importante. Așa cum spune și titlul, este, într-adevăr, un efort extraordinar numai de a cunoaște referințele, textele, datele ale popoarelor slave, dar, evident, a le compara cu specificul românesc al acestor date. Evident că la Universitatea Jagiellonă și, în general, în mediul polonez, Caraman are de profesor pe cei mai importanți etnologi, sociologi, oameni de cultură din aceste domenii, din Polonia interbelică, printre care menționez doar pe Stanislav Poniatowski, Eugen Szczankowski, Adam Fischer, Jan Stanislav Bistrol, care a fost și coordonatorul lui de doctorat, și, evident, marele etnolog, comparatist la rândul lui, Kazimir Mojinski. M-am convins personal de importanța citării acestei opere, acestei teze de doctorat, publicată în 1933, în mediul polonez de specialitate, datorită unui fapt personal, de bibliografie academică personală, pentru că am obținut eu însă o bursă a Universității Jagiellonei din Cracovia în anul 2015-2016. Am fost acolo și unul dintre interesele mele personale, venind evident de la Departamentul de Etnologie și cunoscând cât de importantă este opera profesorului, să înțeleg cum a fost primit, cum este încă primit și receptat profesorul Caraman în mediul polonez. Am plecat eu însă în acea sală monumentală de lectură a Bibliotecii Universității Jagiellonei din Cracovia și mă bucur că avem în expoziție inclusiv legitimația de bibliotecă a profesorului Caraman de la această bibliotecă minunată, aș spune, din toate punctele de vedere. Prin urmare, interesul meu a fost să înțeleg, în special, cum este citată această, evident, principală sursă a interesului meu a fost citarea tezei de doctorat a datei colindatului și am observat că, într-adevăr, teza de doctorat al lui Caraman a fost citată începând cu perioada interbelică până în zilele noastre și nu exagerez spunând acest lucru. Deși, evident, am remarcat eu însă că tehnologia poloneză etnografia poloneză s-a schimbat foarte mult din momentul în care profesorul Caraman se forma acolo. S-a îndreptat mult spre antropologie și spre teme antropologice care nu sunt neapărat cele mai profunde sau cele mai importante, cel puțin din punctul meu de vedere. Antropologia urbană, de exemplu, sau antropologia migrației, sau chiar a spațiilor exotice. Etnografii poloneze ajung din ce în ce mai mult să studieze, de exemplu, riturile populațiilor exotice, africane și mai puțin cele ale propriilor rurale. Dar, totuși, importanța, mai ales a datei colindatului, a colindatului de iarnă, a obiceiilor de iarnă, în factura actuală a fenomenelor culturale poloneze este una de netăgăduit. Și o
muzeele de etnografie poloneze, din Varșovia sau din Cracovia, unde vedem niște extraordinare măști ale măști zoomorfe sau chiar diferite obiecte folosite de colindători în trecut. De altfel, colindatul de iarnă polonez este menționat în cele mai vechi surse, documente poloneze, chiar în timpul marelui rege Vladislav Jagiello. Se spune că documentele spun că în 1393 este primul document care menționează datina colindatului în spațiul polonez, în timpul domniei lui Jagiello. Prin urmare, profesorul Caraman, de fapt, cartea datina colindatului la slav și la român este citată actualmente, în special în monografii asupra obiceiurilor calendaristice poloneze, în comparație, evident, uneori, cu cele ale balticilor sau cele ale altor popoare, inclusiv a slavilor răsăriteni. De asemenea, este citată lucrarea profesorului Caraman în studiile de etnomuzicologie, care privesc chiar colinda ca un produs artistic, muzical. De asemenea, este citat în cercetări asupra altor tipuri de colindat, colindatul de primăvară, de exemplu, pe care profesorul Caraman îl explică și îi găsește un loc specific în contextul colindatului la nivel general al anului calendaristic. O lucrare din 2012, de exemplu, despre specificul folcloristic și etnomuzicologic al colindelor de primăvară în spațiul polonez, în comparație cu spațiul baltic. Citează consistent această lucrare din lucrarea din 1933. De asemenea, într-un articol din 2004, publicat la Torun, orașului Copernic, într-un volum dedicat colindătorilor care sunt văzuți ca vânzători de fericire. Și acesta este, într-adevăr, un aspect care a fost consistent demonstrat de profesorul Caraman. Colindătorii care ne oferă, prin venirea lor, ne oferă bucuria, prosperitatea, belșugul anului viitor. Deci ne vând fericire, ne oferă magii, această speranță a anului care va veni. Faptul că profesorul Caraman, și asta, acest lucru este evident la cât de intens este citată opera sa, cunoștea poate mai bine decât însăși polonezii aceste rituri, este demonstrat într-o scrisoare din 1930, care apare în volumul al doilea din corespondența editată de domnul profesor Tripotar, în 2016. Este o scrisoare la care îi răspunde Ian Stanislav Bistrov, deci coordonatorul de doctorat al profesorului Caraman, pentru că profesorul Caraman îl întreabă ce anume cunoaște despre datina Podlăjanicov sau Polajnic. Este vorba despre, am uitat din poloneza pe care mai știam în 2015, este vorba despre această importantă datină a primului colindător care îți trece pragul în dimineața de Crăciun. Este foarte important și inclusiv în cultura română, se spune, și acum asta este realitatea etnografică, trebuie să fie un bărbat, o femeie. Pentru că astfel va ajunge belșugul în anul care va veni. Mi se pare foarte interesant că profesorul Bistro îi răspunde fostului său student, Petru Caraman, că nu prea știe nimic despre acest obicei. Că nu a fost tratat de etnografii polonezi, că s-ar putea să fie ceva din sudul Poloniei, eventual pe linia migrațiilor pastorale română-poloneze sau în linia acebanilor vlah. Și astfel rămâne fără răspuns. Și acest lucru este foarte... ajungem la concluzia, evident, faptul că Caraman știa mai multe lucruri despre această datină decât însăși profesorul său. Sunt sigur de asemenea că complexitatea acestor abordări i-a fascinat și pe slavii din jurul Poloniei. Un argument în acest sens este corespondența pe care iarăși o regăsim în volumul din 2016 între profesorul Caraman și un continuator, un discipol al marelui etnolog cec Antonin Václavi. Și anume, este vorba despre un discipol al lui Václavi, Václavi fiind foarte strâng interesul profesorului Caraman, mai ales datorită lucrării sale despre obiceiurile calendaristice și arta populară, publicată postum după moartea lui Václavi în 1960. Acest Richard Ierșabe, de la Universitatea din Masari, din Brno, îi scrie profesorului Caraman, care îl întreba despre opera
numeroase rânduri cita în prelegele sale, precum și în cursurile tipărite, lucrarea dată în acolitatele la stav și la român, pe care o aprecia în mod deosebit. Prin urmare, deși eu însă n-am reușit să ajung să cercetez inclusiv referințele sau prezența ca bibliografie obligatorie a datei Ipolitatului în alte spații ale stavilor acuse, sunt sigur evident cât de importantă este aceasta și dincolo de granițe Poloniei. Mi se pare că opera profesorului Caraman merită, fiind actuală și în mod actual citată, merită să fie mai cunoscută în mediul internațional. Și cred că, evident, cea mai bună resursă pe care avem este traducerea în limbile de circulație internațională, deși, evident, faptul că există limba poloneză, un serviciu minunat pe care l-a oferit, de fapt, Caraman lumii slave acusene. Faptul că Caraman este, prin excelență, un etnolog al actualității, o demonstrează, cum spuneam, citările actuale, o demonstrează modul în care opera sa devine și rămâne relevantă pentru noi, etnologii din această generație. Și nu mă îndoiesc că îl vom cita și vom aprecia în continuare, fiind mândri că suntem parte a unei școli etnologice care a dat, chiar dacă o dată la un secol, un pentru Caraman. Vă mulțumesc foarte mult! Între evenimentul care s-a petrecut în urmă cu vreo 60 și ceva de ani, când profesorul Caraman fie iertat pe patul de suferință, m-a chemat și în prezența soției lui și a fiului său, amândoi trebuiți în lumea umbrelor, mi-a încredințat moștenirea lui profesională. Ne știam de vreo 20 de ani, nu bănuiam atunci măcar, deși vorbisem în repetate rânduri despre preocupările domniei sale, nu bănuiam ce înseamnă opera profesorului Caraman. Nimeni nu știa, de fapt. Toată lumea, când vorbea de Petru Caraman, se referea la Obje Colendovania în Sovianul 1, o citate la Colindatului, la slav și la români, cartea apărută în 1933 sub egida Academiei Poloneze și pe care toată lumea o cita fără să o citească. Pentru că nu citeau polonești, simplu. Deci, practic, nu se știa nimic despre Caraman. Abia în momentul în care am transferat manuscrisele profesorului din dulapurile și birourile și lăzile și lădoaiele, că sunt niște lăzi uriașe, din fundacul Codrescu, olea cum mai încolo la Institutul de Filologie, abia după ce am făcut un inventar precis al moștenirii profesorului Caraman, despre care am și scris imediat pentru a aduce la cunoștința specialiștilor din întreaga țară și chiar din Europa ce s-a întâmplat cu acest mare cărturar, am constatat că, de fapt, profesorul Caraman lăsa moștenirile culturii române numai puțin de 12.000 de pagini scrise de mână. 12.000 de pagini. Asta înseamnă două dulapuri. A durat mult. Au durat 42 de ani. Până când toată opera profesorului să fie publicată. Nu doar prin eforturile pe care le-am depus eu, ci prin preocupările mai multor specialiști din țară, care mi-au venit în ajutor, și care și-au asumat răspunderea de a publica unul sau altul din volumele rămase de la profesorul Caraman. În cele din urmă s-au adunat 18 volume. Când spun 18 volume, îi spuneam și domnului director, când vorbești de Caraman, volumul înseamnă de la 500 de pagini în sus, până spre 1000. 18 volume masive,
adică aproape două rafturi de bibliotecă, în care sunt tratate toate problemele culturii populare tradiționale. Dar absolut toate. Și abia acum oamenii l-au descoperit pe adevăratul cărturar Petru Caraman, atât de greu încercat, atât de ostracizat, atât de marginalizat, atât de caut un cuvânt care să nu supere pe nimeni, deși totul să supere pe cineva, atât de bârfit de colegii de breaslă, pentru că, vedeți, omul ăsta și-a dorit toată viața să fie etnograf. Iar opera pe care ne-a lăsat-o, cu excepția unor gruioane din studiile de slavistică, regret că colega mea, profesoara Cotoșa, a trecut pe aici și a plecat, probabil că avea motive foarte întemeiate, a publicat un volum excepțional despre moștenirea, sau mai bine zis, restituirea studiilor de slavistici și atât au rămas. Omul acesta era socotit etnograf de către slaviști și slaviști de către etnografi. În esență, negau și unii și ceilalți. Abia când au apărut operele lui, lumea și-a dat seama că, de fapt, tot ce s-a făcut în domeniul etnografiei, mai ales, dar și al slavisticii, al etnografiei mai ales, pentru că acolo a abordat el toate, absolut toate problemele, s-a bătut apa în pivor. Nu s-a făcut nici măcar un pas înainte. Vă dați seama ce câștig ar fi fost pentru cultura română datele colindatului să fi fost publicate imediat după război. Pe ce drum ar fi apucat cercetările din această direcție? Vorbeam cu cineva, glumea individual, că despre Caraman, sau mai precis, am două teme dragi sufletului meu. Opera profesorului Caraman și riturile funerare la români. De aceste două teme, mă scol noaptea la orice oră vrei și mă pui să vorbesc. Și vorbesc până când te plictisești și te duci acasă. Deci nu pot să vorbesc atât cât s-ar cuveni. O să încerc să punctez lucrurile cele mai importante. Am rugat conducerea bibliotecii, domnul director, doamna doctora Mihaia, din față, să punem această manifestare pe data de 14. Pentru că le-am spus eu, în această zi se împlinesc 125 de ani de la nașterea profesorului. Cineva a spus ei și 14, 15, 20, 12, pe acolo undeva. Nu. Am ținut să fie 14. Dintr-un motiv foarte serios. Am în fața mea oameni de carte care au citit foarte mult și citesc în continuare. Și o să aibă surpriza citind despre Petru Caraman, nu întâlnir ce broșură, nu întâlnir ce publicație obscură, ci în Dicționarul Etnologilor Români, ediția 1, că Petru Caraman s-a născut pe data de 18 decembrie. Mare, Petru Atacanului. A apărut, i-am atras atenția editorului și autorului, că comite o greșeală, e vorba de Iordan Datcu. Ediția a doua a apărut la fel, 18 decembrie. A apărut și ediția a treia, 3 volume, și a apărut la fel, 18 decembrie. Între timp, o tânără, mai puțin tânără de acum, doamnă profesoară la Institutul sau Universitatea din Bacău, cum se mai cheamă acum, doamna Violeta Preda, a scris o teză de doctorat sub îndrumarea regretatului profesor Petru Ursache.
naște la 16 decembrie. Oriunde numai la 14 nu. Le-am atras atenția și lor, e o eroare. Dar s-a născut pe 14. Știți cine a dat o dată corectă despre nașterea profesorului Caraman? Securitatea Română. În cele două dosare care s-au întocmit de urmărire înspăimântătoare în conținutul lor, în fruntea dosarului este pusă fotografia de pe buletin, tăiată acolo într-o parte și ștampelată, și data este trecută corect, 14 decembrie, pentru că au lucrat după documente. Și documentele așa arătau, s-a născut pe 14. Buletinul s-a făcut pe baza certificatului de naștere, și nu pe vorbe, și nu pe spuse, și nu pe mai știu ce. Doamna Violeta Preda de la Bacău spune în tomurile ei, apropo de tomuri, că și-a publicat lucrarea în două volume. Unul are 80 de pagini și unul are 120, dar sunt două volume. Așa spune acolo că a fost la Bârleți, locul de naștere a profesorului, a cercetat documentele și dintr-o eroare, data este trecută 16 decembrie. Am fost și eu la Bârleți. Numai că să vezi, eu n-am mai găsit eroarea. Pentru că la actele de stare civilă există două modalități de înregistrare. Una sunt mitricile bisericești, unde pruncul este notat exact când s-a născut și ce s-a întâmplat. Alta sunt actele de stare civilă de la primărie, unde se înregistrează data declarării nașterii, care era într-adevăr 16, deci după două zile după ce s-a născut. Însă pentru o personalitate, detalia profesorului Caraman, să ai trei erori fundamentale privind data de naștere, este de neadmis. În sfârșit, Iordan Dacu, în ediția fundamentală a marii dicționar al literaturii române, unde apare de nou articolul Caraman, este trecut 14. Pentru că între timp bietul de el s-a prăpădit, pentru că între timp eu am publicat monografia închinată lui Caraman, Destinul Cărturarului, și acolo am reprodus și certificatul de deces mare, așa să-l vadă ușirii, unde se spune data nașterii, 14 decembrie. Deci am ținut să facem această manifestare ca să ne intre bine în cap. Profesorul Caraman s-a născut pe 14 decembrie, nu pe 16, nu pe 18, nu pe alte bazaconii care au mai circulat în stânga și în dreapta. Sunt multe discuții aici, dar am spus că trebuie să trec repede peste ele. Domnul director Milică a vorbit pe scurt despre teza de doctorat a profesorului Caraman. Doamna Chihaia și colega din sale care au făcut expoziția și ne-a mai muncit acolo, au făcut o expoziție foarte frumoasă, n-au excus diploma, pentru că e cam ispititoare, e adevărat, este un tub așa mare și îmi ia un pergament uriaș, pe care scriu și scriu și scriu acolo savanții care i-au dat doctoratul. Că să vedeți dumneavoastră, a fost o vreme când doctoratul chiar însemna ceva. Și când profesorul Caraman s-a dus la Cracovia să facă doctoratul, nu s-a dus întâmplător. Era a treia mare universitate din Europa. Și erau cei mai mari savanți în etnografie și în etnologie. Acești savanți care l-au gratulat pe profesorul Caraman cu diploma de doctor în etnologie și filozofie, cum se numea atunci, scriu acolo, în latinește, evident, tot era o țară catolică, scriu în latinește, magna cum laude, etc., etc., pentru profesorul Caraman, care i-a uimit pe toți prin felul în care și-a susținut teza de doctorat. Dar ceea ce v-aș fi arătat dacă teza era expusă, dacă diploma era expusă, dar dumneavoastră o să vedeți cu timpul, undeva pe mijlocul tezei, repet,
pe o teză de doctorat cu maxim impact de seriozitate și de un profesionalism desăvârșit. Scrie acolo pe mijlocul tezii undeva, în limba polonă de data aceasta, cuvântul Seluienzo. Seluienzo. Cine nu știe poloneză, să scrie Celuiaco, poate înseamnă ceva. Celuienzo în limba polonă înseamnă mai mult decât atât nu se mai poate. Comisia a fost atât de impresionată de prestația candidatului, încât a vrut cu orice preț să adauge această precizare în limba polonă. După terminarea studiilor universitare, profesorul Caraman a fost repartizat profesorul la Cernăuț. La vreo 3 licee de acolo. A încercat să fac un doctorat la Cernăuț, sub conducerea lui Leca Moraru, și a dat seama că nu avea nimic de câștigat în plus față de ceea ce știa și până la urmă s-a orientat și s-a dus în Polonia. Important este că după ce și aproape un an de zile de profesorat, era mai ești vechiul și consăteanul și prietenul meu, profesorul Dormică Boga, și știe că a profesat o viață întreagă ca dascăl de limbă română și literatură română, nu oriunde, și la liceul Negruții, profesorul atunci era obligat să dea capacitatea, un examen de capacitate. Deci nu terminai facultatea și deveneai cineva. Deveneai cineva după ce mai treceai prin niște furci ca udine pe acolo. Acest examen de capacitate care am ales susținut la București, la liceul Sfântul Sava. Iar conducătorul comisiei la examenul de capacitate nu era altul decât faimosul filolog și folclorist și dialectolog Ovidiu Sușanu. Caraman propune atunci o lucrare care se cheamă Răspândirea poeziei populare. Și aici trebuie de făcut. Există acest document, acest plan de lecție aici, între manuscrisele predate la bibliotecă. Și aici trebuie de spus sau de făcut o corectură. Cei care s-au mai ocupat de Caraman, pentru că să știți că toți s-au năpustit asupra lui Caraman ca spre o pâine caldă să se înfructe și ei măcar cu o bucățică, numai că după care au tot spus prostii. Una după alta și una mai mare ca alta și fără să le pese. Cineva de la București a scris că Ovidiu Sușanu i-a recomandat lui Caraman să vorbească despre răspândirea poeziei populare. Nici nu se putea prosti mai mare. Pentru examenul de capacitate, candidatul propunea o temă, conducerea liceului o accepta sau nu, și în funcție de profilul temei fixa o comisie. Deci Ovidiu Sușanu a venit acolo ca urmare a propunerii făcute de Caraman și nu invers. Nu Caraman a vorbit despre o temă pe care i-a propus-o Ovidiu Sușanu. Oricum, un plan de lecții desfășurat pe vreo 8 pagini în care îți arată viziunea unui om în domeniul etnologiei care la urmă urmei nu făcuse nici măcar o oră de etnologie la facultatea din Iași. La Universitatea din Iași nu aveam profesor de etnologie la vremea aceea. Și deci Caraman a fost, ca să zic așa, autodidact din acest punct de vedere. După ce și-a terminat doctoratul în Polonia, prin 1928-29, a plecat într-un periplu european, sau mai precis sud-est european, pentru a se pune la punct cu limbile pe care nu le stăpânea încă suficient. Vorbea polonește perfect, vorbea rusește perfect, vorbea belorusa, care a
puțin sârbo-croata, cum se spunea, de fapt, e o singură limbă, dar ei s-au despărțit în două popoare, sârb și croați. Apoi, limba care se vorbea în Muntenegru, apoi ceha, apoi slovaca, apoi bulgara și așa mai departe. Pentru ca în cele din urmă să ajungă în Grecia și în două luni de zile să învețe și neogreaca. Practic, acest om, aș spune fără să greșesc, am și scris lucrul acesta, știa toate limbile de pe fața Pământului. Știa chiar și ebraică, am găsit fișe în ebraică după diverse surse făcute, știa și o serie de particularități ale limbilor arabe. Nu vorbim de celelalte. Fac o mică paranteză. La un moment dat, Caraman fiind dat afară din universitate, și el și soția lui de la liceul Oltea, doamna Olivsăs, profesoară, și aveau trei copii de crescut, erau muritori de foame acolo, în fundatul Codrescu. Și au venit la universitate și au anunțat un concurs pentru traducători. Caraman a venit și a depus și el o cerere să dea examen de traducător pentru 12 limbi. Cei din comisie, să nu uităm, eram prin anii 58-60, cei din comisie au socotit că e o bătaie de joc. Și ne-a spus, domnule, este un nebun aici care vrea să dea și el examen, dar vrea să dea examen la 12 limbi. Nu avem comisie decât pentru rusă și polonă, poate o leacă și bulgară, dar cam atât, nu avem mai mult. Au venit și au spus, nu, domnule, nu dai examen decât la polonă și bulgară. Bulgar, știa perfect, pusese 3 ani directorul liceului român din Sofia, a dat examen la aceste două limbi, pe care, repet, le știa la fel de bine ca și româna. La polonă a luat suficient, asta înseamnă ceva între 5 și 6, și la bulgară a picat. A făcut săracul intervenție, a vrut să vadă ce a greșit, a cerut comisiei să-i explice. Nimeni nu i-a explicat niciodată. Important este că omul ăsta i-a înspăimântat cu cultura lui și cu dorința lui de a da examen de traducător pentru 12 limbi. După ce a terminat examenul de doctorat, spunea, a pornit în acest pericol prin sud-estul Europei. A ajuns în spațiul sârbo-croat, a constatat că acolo savanții vorbeau foarte insistent de niște divinități locale, extraordinare, de o vechime impresionantă și așa mai departe, care erau trei la număr, Hoia, Lero și Dolerie. Și de la cel mai mic până la cel mai mare învățat, sârb și croat, toți vorbeau despre aceste divinități locale. Caraman ajunge și spune ciudate aceste divinități și mai ales ciudată rezonanța acestor denumiri. Și nu i-a trebuit decât două săptămâni ca să se documenteze și să constate că Hoia, Lero, Dolerie erau de fapt niște forme corupte ale refrenului de colinde Voile Randa, Hoileru, Doamne, sau Lerui Ler, ca să o iau mai pe scurtătură, sau Belerim și Beler, Doamne, și așa mai departe. Și să descopere că, de fapt, marile divinități sârbo-croate pe care le divinizau oamenii de acolo, nu erau decât niște refrene de colinde pe care le-au dus șobanii moldoveni prin secolul 14-15, când au ajuns acolo pe coasta dalmată cu oile și s-au stabilit acolo definitiv și le-au transmis aceste denumiri. A scris un studiu superb pe această temă, păcat că numai jumătate din el l-a redactat, jumătatea a rămas neterminat, este la bibliotecă predat acest studiu, absolut o palmă, cum nu se mai poate pe obrazul învățaților sârbo-croați, pentru că n-au putut să descifreze din capul locului că nu era vorba de nicio divinitate, ci de un refren de colindă. Asta însemna un învățat autentic, un învățat adevărat. O carte care a făcut mare vâlvă, nu numai printre specialiști, ci și printre
mandatul în Orientul și Sud-Estul Europei. Caraman a scris așadar două cărți fundamentale. O carte despre Colindac, care este dată în apozitivă, și o carte despre Descolindat, care este dată la negativă. El este singurul savant din lume care a descoperit acest termen, descolindatul și mai ales semnificația lui. Când dată inaugurală este întoarsă pe dos și deși până atunci l-ai preamărit pe cel pe care îl colinzi, deodată îl arunci în tot derizoriu. Când în 1936, mai precis, a fost un congres al etnografilor și geografilor la Sofia, Caraman a anunțat Descolindatul, a publicat și o broșură, am văzut că s-a pus acolo broșura aceea, și savanții bulgari, greci, sârbi, dar și din alte țări slave, au spus, păi este și la noi datina asta. Numai că nu se cheamă Descolindat, dar se face așa. Adică ce era datina asta? Era ceea ce ne spune Creangă. Când Oșlobanu și Poailui se duc și colindă mai devreme decât trebuia și ia cu despicătura părintele de acolo de unde se găsea el, el le strigă, colindătorii ăștia strigă, dreele pe podere și bureți pe pereți, câte pene pe cufoș, atâția copii, buduhoși, etc. etc. Ce era asta? Era un descolind. Adică în loc să trăiți, să înfloriți, să fiți bogați, să aveți de toate, îi ura tot ce este mai rău, mai urât. Și a scris Caraman această carte. Când a văzut că în lume nu este cunoscut acest refren, a scris încă o monografie pe lângă Colindat, care este Descolindatul în Orientul și Sud-Estul Europei. Sunt acolo vreo 700 de pagini, volumul tipărit cu și Colindatul și Descolindatul sunt tipărite cu corp 6, deci cu literă mică. Și fac 7-800 de pagini. Altminte, probabil s-a pierdut mult peste mie. Problema care se pune este că Descolindatul, ca și Colindatul, punea o problemă esențială pe care colega mea, Ioana Lepșic, a amintit-o în trecere aici, și anume magismul colindelor. Păi când colindătorii vin sub fereastră, acușică, așa, și veneau la o căsuță amărât acolo și începeau să colinde toți în cor. Ale cui sunt aceste curți așa înalte, minunate, cu lanțuri de aur legate, tot în aur ferecate? Putea să iasă gospodarul cu o bătă și spună, îți bagi joc de mine, am o casă amărâtă și tot spui că am. Nu! Pentru că Caraman este cel care descoperă colinda, este urarea pe care o propui să se împlinească. O dai ca împlinită, ca ea să se poată împlini. El când spune ale cui sunt aceste curse așa înalte, minunate, chiar îi urează omului să aibă parte de niște curse înalte și minunate. Și de gospodărie mare și de copii mulți și frumoși și sănătoși și așa mai departe. Colindatul este deci datena augurală. Descolindatul este reversul ei. Este magie aici, 100% este magie. Și în datena Colindatului și în datena Descolindatului. Unul din mari savanți slavi ai lumii, Alexandru Brückner, un ucrainean, care a scris elogios despre cartea lui Caraman, a vorbit într-un cerc de mari învățați. Teoria lui Caraman despre magismul colindilor este o erezie. Caraman a auzit și a spus, de abia aștept să scrie și să-mi demonstreze de ce este o erezie. Numai că s-a întâmplat că lucrarea lui Caraman a întârziat aproape 50 de ani până avea să fie publicată, între timp Brückner a murit și Caraman spune cu amărăciune în prefață la Descolindat, practic nu mai am cui să mă adresez. Era singurul pe care trebuia să-l conving că magismul colindelor există și e fundamental în colinde ca și în descolinde.
inventat acest termen descolindare, care sună frumos, nu? Colindatul întors pe dos. Dar Raman a spus, nu, termenul este popular. L-am cules eu din sate. Numai că Bietul Caraman în timpul războiului a avut de șansa să-i se piardă o ladă cu cele mai valoroase manuscrise care erau gata de depart, între care și descolindatul, și marea colecție de folclor, între care erau și aceste texte cu descolindările. Și n-au mai avut de unde să aducă și un argument pentru cei care se îndoiau dacă termenul este sau nu popular. Prin 1970, chiar 73, făceam o cercetare în nordul Transilvaniei, undeva în actualul județ Bistrița Năsăul. Era iarnă, era frumos, era zăpadă abundentă. Și ajuns într-un sat acolo din comuna Șireuț, undeva în nordul județului, au cântat un text foarte frumos și la urmă au zis să ne vii cu o uiagă de ginaz, de pălincă, de țuică, că dacă nu, vă descolindăm. Nu mi-a venit să cred. Mi-a căzut tavanul când am auzit că omul ăla spune direct, vă descolindăm. Îl lăs în pace, nu îl întreb nimic, mai spune vreo două colinde cu grupul lui acolo și mereu spune același text, că dacă nu, te descolindăm. Și la urmă eu spun, zic, ai folosit un cuvânt acolo, dar eu nu l-am înțeles. Vă descolindăm. Ce înseamnă asta, vă descolindăm? Și omul mi-a dat un răspuns care mi-a părut rău, profesorul Caraman, nu l-a mai putut folosi săracul, era în pragul morții. A spus așa, când colinzi pe cineva, îl preamărești, îl urci până la Dumnezeu, îl ridici în slăvi și așa mai departe. Dar dacă nu ești mulțumit de felul în care te-o primit, de acolo, de unde l-ai urcat, îl țâpci în cap. O definiție mai formidabilă a descolindatului, greu de imaginat. Este descolindatul un termen popular? Este un termen popular. Și Caraman n-a greșit deloc când a spus că este un termen popular. Așa cum n-a greșit niciodată în tot ceea ce a spus el și în tot ceea ce a scris el. Am spus în trecere că acest om a fost foarte neîncăjit. Mai precis, a fost foarte sărac. A fost foarte sărac și adeseori era nevoit să muncească în gară sau să meargă în altă parte, să câștige câțiva bani, să-și poată întreține familia și până și de acolo era dat afară și fugărit acasă. Închipuiți-vă că omul ăsta scria în neștire, poate are și o paranteză, trimițându-i o scrisoare la un moment dat lui Jurescu, istoricului Constantin Jurescu. Jurescu îl întreabă să-l lămurească niște probleme de latină veche, le lămurește toate Caraman și spune Jurescu, domnule, ai scris așa de mult, ce faci cu materialele? Și el spune, zice, am scris, dar nu interesează pe nimeni. Așa că singurul gând care mă bântuie, scris negru pe alb, este să le dau foc la un moment dat la toate, ca să nu mai rămâie nimic după mine. Departe de a fi dus la îndeplinire acest gând, Caraman a strâns fiecare hârtiuță pe care a scris-o și a, cum zic țăranii, a păcuit-o acolo bine în dulapurile lui, mi le-a încredințat mie, iar eu le-am publicat până la ultima fișă. N-a rămas nimic nepublicat. Ce însemna pentru Caraman această sărăcie cu care s-a luptat toată viața? Nu mai avea hârtie de scris la un moment dat. Și avem mărturie aici un manuscris despre tehnogeneza meșteșugurilor. Doamne, și despre asta aș putea să vorbesc până după Crăciun. Această carte a proiectat-o pe vremea când n-avea servici și la Institutul de Istorie l-au angajat o vreme
Cazilier. Luați bine atenție. Nu cercetător, nu filolog, nu nimic, zilier. Zilier. Și el, în calitate de zilier, plătit cu un preț derizoriu, în 3 luni sau 4 luni de zile, a prezentat un proiect în care avea să scrie un volum despre meșteșuguri în 8 volume. Aia care nu scria un institut întreg, un volum, în 3 ani, vine unul și îți spune după 3 luni că vrea să publice o carte în 8 volume. Nu crezi că e bun? Crezi că e bun, sigur. Și l-au tratat ca atare. Urmare, l-au dat afară. El desfătut contractul. N-a mai apucat să scrie săracul decât o introducere în tehnogeneza meșteșugurilor, care este o carte fundamentală. Dar ce vreau să vă spun în legătură cu acest manuscris este altceva. Acest manuscris este înțesat de adaosuri. Tot felul de hârtiuțe, de fișe, de fișulițe, mai pus aici într-o frază, mai pus aici într-o propoziție, mai completat ceva. Ce sunt astea? File din calendarii de perete, bucăți din ziar care erau goale și mai aveau un loc unde se putea scrie ceva. O să vadă cine o să răsfoiască aceste manuscrise. Drama unui om care nu avea hârtie de scris. Și scria pe bucățele, pe carte. Asta este un exemplu. Și mai este un exemplu. Am mai scris, apropo de desponindat, la un moment dat, trebuia să vorbească despre bagheta magică. Bagheta magică este bățul cutindătorului care vine în casa omului și scormonește în foc acolo cu el ca să iasă scântei, multe scânteile alea însemnând în plan magic atâta bogăție, atâția bani, atâtea vite, atâtea oi, etc., etc. Sau acest băț, dacă mergeai și augurai, spuneai un colind pozitiv și îl mângâiai pe cel augurat, însemna un lucru foarte bun. Dacă de împotrivă băteai în perete sau în ușa casei, te uiți de la ieșire și strigai scoate bade colacul, îți rup boie frate sau am înghețat de frig și nu știu ce, era o formă de descolind și era negativ. Deci bățul colindătorului sau bagheta magică era foarte important. Și ca să lămurească această chestiune, Caraman a simțit nevoia să scrie o notă. Care dintre noi n-a scris o notă de subsol? O propoziție, o frază, trei fraze, cel mult. Știți cât are nota lui Caraman despre bagheta magică? 315 pagini. 315 pagini. O notă. Această notă, evident, a devenit o carte. Și am publicat-o ca atare, pentru că acolo vorbește despre geneza caduceului, semnul acela care îl vedem noi la înalții prelați și la domnitori și la câți îl vedem acolo, și pe care Caraman, plecând de la modesta baghetă a colindătorilor, îl depoartă în toată civilizația omenirii și ne arată ce înseamnă această vârguță, acest baston. Ei, aceste 315 pagini sunt scrise în studiul Caduceul, așa se cheamă, care numără 37 de pagini. Știți cum trebuie să citești acolo? Cu o lupă triplă. Pentru că literele acelea Caraman aveau un scris impecabil, atât de frumos cât nu ne putem imagina. Scris literele acelea cât un vârf de ac, încât nu te mai miri că japonezii au pus o întreagă legendă pe un bol de orez. Omul ăsta a scris în 37 de pagini, 315 pagini bătute la mașină. Și acel manuscris stă dovadă acolo pentru drama lui, iarăși. Drama lui care ce nu avea? Nu avea un caiet pe care să-și redacteze opera. Și atunci câteva foi care le avea la îndemână, a încercat să le înghesuie și să scrie despre ele tot ceea ce gândea. A mai fost o problemă. Spuneam că la un moment dat Caraman nu știa care va fi soarta
publicat de mai multe ori niște meditații ale sale, niște gânduri despre studiile pe care le redacta. Și spunea așa, eu nu scriu ca să public așa cum am făcut cândva, ci scriu pentru niște vremuri viitoare, când timpurile acestea blestemate pe care le parcurgem acum se vor termina și așa mai departe. De teamă că s-ar putea risipi foile lui, unele redactări erau lipite, foaie de foaie. Adică termina de scris o foaie, o lua a doua, o lipea de cealaltă și tot mergea așa și cele care le lipea una de alta le strângea în sul. Sunt niște suluri, doamnele care au preluat manuscrisele au văzut, de pildă la conceptul frumuseții umane, o carte superbă, absolut, sunt astfel 14 sau 18 suluri pentru o carte de aproape 1000 de pagini. Pagina 72, de pildă, la pagina 72, pe un sul din ăsta sunt numărate 93 de pagini. Le strângea una după alta și era sigur că sulul ăla nu o să cadă, nu o să se piardă, nu-i ca o foaie oarecare. Deci mai vedem și acest fenomen. Trebuie să mă apropii de sfârșit, pe unde vă apucă foamea de acum. Ce l-a interesat pe Caraman în profesia pe care a exercitat-o? Aș spune că tot. Absolut tot. Dovada cea mai bună sunt cărțile poștale ilustrate. Am predat și am putut eu recupera din casa profesorului Caraman vreo 700-800 de cărți poștale ilustrate cu ori popular, cu arhitectură populară, cu îndeletnicie și așa mai departe. Pentru că toate le interesau. Și pentru fiecare el găsea un argument, instrumente muzicale și așa mai departe. Le-am păstrat și pe acestea pe care le-am predat la un moment dat. Nu voi încheia foarte scurta mea intervenție, fără să spun câteva cuvinte despre instituția care ne patronează. Caraman a fost fascinat de biblioteci, nu de cea din Iași, nu de cea din București, de cele din toată lumea pe care le-a cutreierat și le-a frecventat. Dar în mod deosebit, cea de la București, pentru că la o vreme a lucrat în București, și pe cea de la Iași, când s-a mutat definitiv la Iași, i-au devenit foarte apropiate. Au fost vremuri în care Caraman aduna de prin Europa cărți rare, aduna de prin Europa afișe și mai știu eu ce, și le aduna și le preda cu brațul la Biblioteca Centrală din București, ca patrimoniul acestei biblioteci să le aibă. Și închipuiți-vă că au venit și alte vremuri, când Caraman avea neapărat nevoie de o carte și Biblioteca Centrală din București i-a refuzat. Nu i-a dat. Ei, nu același lucru s-a întâmplat la Iași. La Iași au existat, ca să zic așa, multe episoade, măcar două să le relatez dintre ele. Am scris pe undeva în timpul războiului, Caraman, neglijându-și familia, deci socri, trei copii, soția și așa mai departe, și lăsându-i să meargă la voia întâmplării cu nu știu ce teren în refugiu, el s-a ocupat de evacuarea cărților tuturor bibliotecilor din institutele de învățământ superior, de la filologie, de la franceză, de la italiană și așa mai departe. Pentru că aceste cărți trebuiau împachetate și pentru că nu mai aveam ce să le pună, lăs, nu mai aveau și așa mai departe, e vorba de mii și zeci de mii de cărți, s-a dus undeva unde era o fabrică de vremea studenției noastre, era acum, nu știu ce mai este pe acolo, o fabrică de frânghii în Neamul Popoului acolo, și a luat-o un mosor, ca să zic așa, că mosor știți ce este, o roată mare pe care era
sfoară gudronată, vreo 10.000 de metri de sfoară strânsă acolo. Și a pornit încă cineva, purtând roata aia imensă, 2 metri înălțime și așa mai departe, din dealul Popoului până la universitate. Și aici au luat studenții și care au mai avut el colaboratori pe acolo, au pachetat cărțile și, normal, sfoara aia gudronată a lăsat niște urme pe cărțile pe care le-a legat. Le-a dus în Munții Albuțeni, la Zlatna, unde universitatea s-a evacuat, le-a adus înapoi, deși avea deja știrea că este dat afară din universitate. Și la un moment dat, au mai trecut ani, s-a dus și el la facultatea de litere să împrumute o carte. Ce carte? Nu cumva una de aventuri, nu. Niște tomuri latine care nu citea nimeni așa de câte 2000 de pagini. Era o bibliotecară pe care iarăși câțiva dintre dumneavoastră ți-ar putea să o mai știți, domnișoara Moșneguțu. Bibliotecară la Facultatea de Filologie și domnișoara Moșneguțu era așa un pic mai ageră. Și i-a spus, unde lucrezi dumneata? Și el așa stingherit i-a spus, știți, nu mai lucrez. A, sunteți pensionat. De ce o să pensionat? Și atunci sunt aici în cartierul ăsta și așa să citesc și o carte asta. Mergeți la biblioteca de cartier, nu vă putem da nici o carte de aici. Și atunci el s-a uitat la rafturile cu cărți de la filologie de acolo, care toate aveau pe la mijloc o urmă de sfoară gudronată așa. Domnișoare, dumneavoastră v-ați gândit vreodată că aveți servici datorită mie? Și aia se părea pe la un moment dat. Ce vorbă e asta? Cum adică așa? V-ați întrebat vreodată de ce este dunga aia pe cărți acolo, așa, dintr-un capăt de altul? Spui, aia descoperind atunci, pentru prima dată, când într-adevăr era o dungă gudronată acolo de... Pentru că pe vremea când mama abia era născută, eu am salvat biblioteca asta, am legat-o cu sfoară gudronată, am dus-o în Apuseni, am depozitat-o acolo, am legat-o din nou, am adus-o aici și am depozitat-o aici, ca mata să ai de unde lua salar și mă tot mă trimiți acum la biblioteca de cartier, că sunt mult o carte. Dar acest lucru s-a întâmplat. Ei bine, la biblioteca centrală nu s-a întâmplat acest lucru. Spre cinstea înaintașilor conducerii de astăzi. A fost un director părturat, cu adevărat, Bronislav Irion, cel care a salvat toată biblioteca din Iași, biblioteca universitară, și a dus-o tot în Apuseni acolo. Caraman a fost martorul acestei lucruri. A muncit aproape eroic Irion ca să ajungă acolo cu ea. A adus-o înapoi, și după ce a instalat-o bine, a fost arestat, condamnat și a murit în închisoare. Caraman a fost singurul om din țară care s-a dus la proces și a încercat să pledeze în favoarea lui. A fost singurul care a trimis un memoriu pe care l-am publicat în restituiri etnologice la Ministerul de Învățământului, atrăgând atenția că acesta este un mare patriot care a salvat biblioteca din Iași. Nu se poate să-l condamnați. Caraman la rândul lui fi pe punctul de a fi condamnat. Dar Irion a murit în închisoare, Caraman a rămas doar cu mulțumirea sufletească când a trecut indiferent pe lângă această dramă. Grigori Botez. Nu știu dacă aș putea să vorbesc vreodată rău despre Grigori Botez. Aș spune că am fost prieten foarte mult. Era un om dificil. Extrem de dificil. Cei mai mulți nu știau cum să-i zică de rău. Dacă trecea de pildă prin sala profesorilor și vedea pe un profesor că pune o fișă pe o carte și scrie ceva acolo, îi trăgea fișa de mână și spunea, dă-mi legitimație, afară, nu mai intri în biblioteca mea. Deci era un om foarte exigent și de o demnitate excepțională. Dificil. Ciudat, așa, ca om, când îl vedeai. Eu mă număr pentru cei care pot spune că am fost
prietenul lui apropiat. Am adus cărți multe, am fost delegat să aduc cărți în diverse centre ale țării, pe care le-am înregistrat aici, sute și sute de volume. Am avut și dificultăți cu el, dar important este cum s-a purtat el cu Caramană. Când Caramană nu primea o carte de la București, de la bibliotecă sau din alte părți, Grigore Boteză îi aducea lui Caramană cărți în toată Europa. Caramană venea și vedea câte o listă, a publicat și listele acelea. Sunt liste de 10, 20, 30 de volume. Și Grigore Boteză îi aducea pe toate. Oameni buni. La un moment dat a avut nevoie de gramatica lui Vlahoslav, pe care trebuia să o aducă din Austria. O carte de secolul XVI, început de secolul XVI, pentru cântecul lui Ștefan Voivod. I-a adus-o și pe aceea, putez. Deci a fost atât de apropiat, tot mă întâlnea și îmi spunea, ce mai faci Caraman al tău? Știa că sunt într-o relație bună cu el. Ce mai cărți vrea? Dar el le-a mișat pe toate. Îl îi reproșa, s-a întâmplat odată ca una din cărți care am să o ia pe undeva pe la familie, prin sudul Moldovei și să o rătăcească și să o piardă și Grigore Boteză a făcut rost de unde a putut el de alta și a înlocuit-o și așa mai departe. Deci, Biblioteca Universitară din Iași a fost pentru profesorul Caraman providențială. Fără sprijinul lui Grigore Boteză în special, dar și al numeroase doamne care au stat la dispoziție, Caraman probabil n-ar fi redactat multe dintre studiile sale. Este motivul care l-a făcut să dea aproape imperativ ordin ca toată moștenirea lui, biblioteca lui personală, numărând vreo 4.000 de volume, și nu erau 4.000 de volume așa cum adunăm noi și le punem în toate bibliotecile particulare, fel de cărți, și erau cărți de strictă specialitate pe care Biblioteca Centrală nu le avea. Au fost atunci trei oameni care au inventariat și au luat numai ceea ce biblioteca nu avea. Și din ceea ce avea Caraman acolo în biblioteca lui, a ales 4.000 de volume care au intrat în acest patrimoniu. Celelalte le-am dus în alte părți, pe la Institutul de Istorie, Institutul de Filologie, Liceul Negruții, unde a fost profesor și așa mai departe. Tot prin acest motiv, Caraman m-a rugat ca manuscrisele lui să ajungă tot la Biblioteca Centrală. Și după 42 de ani, cât au stat în poziția mea, cât le-am cercetat și le-am publicat, după 42 de ani, am avut o întâlnire cu colegii de aici și am predat aceste cărți. Iată, foarte pe scurt, odiseea acestei uriașe personalități care s-a plimbat între voi o bună bucată de vreme. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc colegilor mei. Petru Caraman este acasă la el în bibliotecă. Partea de literă și hârtie a ființei sale va sta aici atâta vreme cât biblioteca va exista, fiind astfel redat publicului educat din toată lumea. Iar dacă vom fi sănătoși și vom apuca să și transformăm în format digital unele dintre aceste elemente, îl vom putea reda în această formă diafană și altor scormonitori ai spiritului omenesc. Vă mulțumesc frumos și trebuie să-mi exprim recunoștința pentru modul exemplar în care dumneavoastră ați condus atât editarea operei, cât și predarea arhivei. Totul este inventariat, așa cum ar fi făcut colegii din bibliotecă, ba și mai și. Pentru că avem exemplarul 1A, 1A prim, 1B, 1B secund, totul scris minuțios, astfel încât nimic să nu se piardă. Și pentru asta nu putem decât să vă mulțumim frumos și să mergem să ne bucurăm de acest moment, de această emoționantă evocare a profesorului Caraman, să vedem expoziția și să ne rugăm să fim sănătoși și vrednici, să ducem mai departe ceea ce oamenii